Amin, cât inima este har, viața ta e al său dar, de mult te așteaptă ca să vii. Nu locoli, cât inima este har, viața ta e al său dar, de mult te așteaptă ca să vii. Lăudați să fie Domnul! Amin. Ce seară plină de cântări, de har, aș putea spune. Am făcut și două rugăciuni și mulțumim Domnului pentru fiecare ocazie pe care putem să înălțăm rugăciuni de laudă, de mulțumire și de ce nu chiar de iertare. Și în seara aceasta mă rog la Dumnezeu să ne fie ascultat rugăciunea din ceruri și să ne dea o inimă nouă, un gând nou, un suflu nou, o pasiune nouă pentru El, de ce nu, să nu locolim în viața noastră cu adevărat, să facem din El sursa fericirii noastre, cum se spune mai devreme. Amin. Dacă nu vă cer foarte mult, aș vrea să ne ridicăm, mișcăm un pic ocazia aceasta, să nu adormim așa pe băncile astea tare confortabile. Așadar, aș vrea să deschideți împreună cu mine și mă bucur tare mult să văd și fetele astea lângă mine aici cu Biblia la ele. Domnul să le binecuvinteze, sper că o și citesc. Aș vrea împreună să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13 până la versetul 21 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13 până la versetul 21. Până dumneavoastră găsiți textul acesta, vreau să vă spun că acest text se află într-un context mai larg, în care Domnul Iisus Hristos, probabil că într-o zi călduroasă, știm că în Orientul Mijlociu de obicei era cald, se plimba, și era înconjurat, spune Biblia, în versetul 1, de mii de noroade. Acum, vă imaginați un Hristos, un rabin care este nou pe piață, avea o învățătură tare ciudată, nu semăna ca niciun rabin pe ziua aceea, pe vremea aceea, deși vorbea așa de frumos, nu știau de unde o să-l ia, parcă era un fiu al tâmplarului, parcă nu auzise de școala lui ăsta, cine, de unde o fiu omul ăsta, cum de vorbește așa de frumos? Și într-un astfel de context în care Domnul Iisus Hristos le dă învățătura acestor noroade, cu miile, spune Biblia, că s-au strâns împreună să-l asculte pe acest rabin care se călca unii pe alții, numai să asculte cuvintele lui Domnului. O, Doamne, ce inimă deschisă, și îmi doresc tare mult și în seara aceasta să avem aceeași inimă. Și în acest moment, în acest context în care Hristos vorbește despre atâtea lucruri, învățătura atât de importante, la un moment dat se trezește unul din mulțime, mai isteț un pic, și a dat el seama care de face cu un rabin mai înțelept un pic și spune Biblia în versetul 13 că unul din mulțime, și așa erau mulți, a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratului meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Fie nu vorba între noi, n-avea nicio treabă cu textul sau cu ceea ce Hristos învăța, și Iisus înțelege lucrul acesta, că nu e momentul să facă pe judecătorul, motiv pentru care versetul 14 spune: Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de locomie de bani, căci viața cuiva nu stă în beșugul avuției lui. Și le-a spus, ca de obicei, cred că era maestru în pilde, pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sinea lui și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, așa de bucuros: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Și iată concluzia. Tot așa este și cu cel
ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Mai citesc o dată versetul 21. Tot așa este cu noi toți care ne adunăm adeseori comori pentru noi și nu ne îmbogățim față de Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, mă bucur tare mult să fiu și împreună cu dumneavoastră. Am mai fost odată, îi spuneam lui Ruben, când biserica era în construcție, erați în șantier atunci și arăta tare diferit. Ați fost harnici, Dumnezeu să v-a binecuvântat, a spus umărul la această construcție, nu neapărat nouă, dar renovare, și mă bucur că Dumnezeu v-a ajutat să terminați. Slavă Domnului! Știu că s-a investit mult aici, mulți bani, mult stres, mulți nervi, mult timp, și m-aș bucura tare mult să cheltuiți tot la fel de mult timp și energie să umpleți biserica asta. Ce ziceți? E o provocare prea mare? Ați observat că de ușor unor să strâng banii? Sau poate mai greu aici, dar am observat că noi avem tare, o inimă tare largă când e vorba de a investi în construcții, când a face biserici noi. Dar când e vorba de să ne consumăm energia și viața pentru a evangheliza lumea din jurul nostru, parcă nu mai avem aceeași energie. Ați observat lucrul acesta? Așadar, de la început vreau să vă fac o invitație, aș vrea să spun o provocare, dar poate nu e termenul cel mai potrivit, aș vrea să vă lansez deja de la început o invitație, fiind prima seară de altfel de evenimente și nu știu exact câți sunt noi în seara aceasta, dar aș vrea să vă las această invitație sau o provocare ca începând de astăzi sau din seara aceasta sau de mâine dimineață să vă rugați lui Dumnezeu să luați telefonul dumneavoastră. Uitați-vă în agenda dumneavoastră de contact și spuneți: Doamne, punem pe inimă două persoane din această agendă care nu te cunosc pe tine, ca mâine seară sau poate vineri seară, sau fi un pic cicălitor, poate sâmbătă seară sau de ce nu, poate chiar duminică când oamenii au liber, să-mi fac curaj și să găsesc cuvintele cele mai potrivite ca să le spun să vină. Ce ziceți? Putem să facem asta? Dacă fiecare dintre dumneavoastră, că sunteți adolescente sau nu, că mergeți la școală, cu siguranță aveți măcar o persoană cu care vă înțelegeți mai bine, gândiți-vă că ar fi biserica asta arhiplină. N-am mai încăpea, ar fi și la balcon, am fi și pe afară și slavă Domnului, asta ar fi de fapt esența. Pentru că noi nu suntem aici să ne evangelizăm unii pe alții, deși, cum spunea și Ionuț, și noi avem nevoie de vestea bună zilnic, să ne aducem aminte de ea. Realitatea e că noi venim aici pentru că avem o veste extraordinară. Cea mai bună veste, dragii mei. Acum câteva săptămâni, un administrator a unei pensiuni din zona noastră, un frate în biserica noastră, o pensiune, mi-a spus că au venit, nu știu, câteva zeci de persoane angajați din toată țara, de la RCS RDS, de la Digi. Și l-am întrebat, de ce au venit în Târgoviște pe aici, că lansează o nouă campanie, nu știu ce produs nou au venit acum, au lansat pe piață RCS RDS și avea nevoie de forțe proaspete ca să meargă în tot orașul să îl împălzească cu flyere și broșuri. Și zic eu, păi da, realizați că majoritatea dintre aceste flyere vor fi direct în gunoi. Nu contează, mesajul trebuie dus mai departe. Și m-am gândit, dacă ăștia de la RCS RDS, care sunt totuși o firmă forță în România, își permit să facă așa ceva pentru că au în spate o viziune, au în spate o campanie, au o veste bună. Dom'le, avem un produs mai ieftin, un produs mai bun, mai mulți giga, mă rog, fiecare ce produs are. Cu atât mai mult Biserica lui Hristos, care are cel mai important mesaj, ar trebui să aibă o armată de oameni care să meargă să împânzească tot negreștea oașului cu acest mesaj al Evangheliei. Oameni buni, avem cel mai important mesaj, vino să-l auzi. Așa spune Biblia despre unul dintre ucenicii lui Iisus în Ioan capitolul 1, spune că unul din cei doi care au zisere cuvintele lui Ioan și au mers la Iisus, după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit cea mai importantă veste. Noi am găsit pe Hristos. Îmi doresc tare mult în seara aceasta să te gândești, Doamne, să te frământe lucrul acest gând. Doamne, pe cine pot să caut? Unde să mai merg? La ce vecin să mai merg? Ca să-i spun: hei, eu am găsit viața, am găsit adevărata fericire, n-ai vrea și tu să o afli? Și între noi fie vorba, nu l-a găsit chiar pe oricine. Pentru că știm că Simon Petru ajunge mai târziu unul dintre stâlpii bisericii. Nu știi care vecin va primi Evanghelia și va deveni poate un Billy Graham într-o zi. De aceea, tu seamănă, tu
tu aruncă sămânța și lasă-L pe Duhul Domnului să convingă. Lasă-L pe Duhul Domnului să le atingă inima, pentru că tu nu știi cum să le sensibilizezi inima, dar Duhul Domnului o face cum nu, nici ne putem imagina. Așadar, fii tu un Andrei pentru cei din jurul tău și Dumnezeu să vă ajute. Sper ca mâine seara și o să-L sun pe Ruben să aflu dacă v-a ținut de cuvânt. Domnul să vă ajute. Dragii mei, există o întrebare pe care o aud foarte des, chiar astăzi am auzit-o. O întrebare pe care o punem și noi și pe care o primim adeseori în viața noastră. Întrebarea sună cam așa. Câți ani ai? Vi s-a pus vreodată întrebarea aceasta? Câți ani ai? Când întâlnești un copil drăgălaș, asta este, parcă aproape reflex fac lucrul acesta, aproape natural îmi vine să-l întreb, ce frumos ești, dar tu cu ești, câți ani ai? Așa-i? E ciudat, de ce punem întrebarea aceasta? La zilele de naștere, nu neapărat dacă le sărbătorim sau nu, nu asta e important, de obicei familia, prietenii, cei dragi, na, din biserică, să felicitări, câți ani ai? 35, 36, mulți înainte, mulțumesc frumos. Că deodată această întrebare se pune mama, poate tata sau poate frații mai uituci, că toți avem frați ăștia care uită mereu calendarul și că e ziua ta sau nu. Și te întreabă, dar câți ani ai făcut? Da? Și trebuie să le aduci aminte că pe 13 ianuarie m-am născut. Mai ales dacă ai familie mai numeroasă, e mai greu să aduci aminte că vin și nepoții, vin și cumnații și cumnatele. Când le-am spus colegilor mei de la psihopedagogie, am terminat un curs de psihopedagogie anul trecut, că am 3 copii mici, s-au uitat toți la mine așa că eram mai în spate și mi-au zis, dar tu câți ani ai? Șocați, la 30 ceva de ani, se așteaptă să ai maxim un copil, la 3 copii deja, li se pare mult. Câți ani ai? Este întrebarea retorică adeseori sau întrebarea aceasta pe care adeseori ne o punem nouă și poate o punem și altora. Și am observat un lucru interesant. În adolescență, când ți se pune întrebarea câți ani ai, de obicei suma se rotunjește cum? În sus, așa-i? Când întreb un adolescent de 13 ani și jumătate care urmează să primească și buletinul câți ani are, nu spune 13 ani, nu spune nici 13 ani și jumătate, de obicei spune aproape 14 ani, așa-i? Aproape 18 ani. Imediat urmează să primesc, da, să-mi iau carnetul. Dacă întreb un om la vreo 45 de ani, trecut un pic de floarea vârstei și poate la criza acea vârstei mijlocii, poate chiar cuibul gol când i-au plecat toți copiii de acasă și întreb câți ani are, răspunsul de obicei este rotunjit în jos. Ați observat? Mare o săptămână până când face 50 de ani și spune mare 49. Foarte interesant. Răspuns diferit la vârste diferite. Câți ani ai? Dacă ai întrebat un pensionar la 65 de ani, poate 70 de ani, de obicei memoria mai joacă feste și trebuie să mai ezitam să spună, stai un pic să mă gândesc. Nu mai știu exact. Nevastă, câți ani am? Câți ani ai? Câți ani ai este o întrebare, ai spune, banală. Știm majoritatea răspunsul. 13, 20, 35 în cazul meu. Este o întrebare care de obicei nu vine cu multe incertitudini. Știm câți ani avem. În seara aceasta vreau să vă lansez o altă întrebare și sper să vă rămâne măcar în săptămâna aceasta să rezoneze în creierul acesta micuț, în hardul acesta, câți ani ai? Dar să mai adăugăm ceva la această întrebare. Nu câți ani ai, că știi deja câți ani ai. Întrebarea pe care vreau să vă lansez și să vă pun este câți ani mai ai? Câți ani mai ai? Dacă la prima întrebare câți ani ai, răspunsul este rapid și cert, știi sigur câți ani ai sau poate că toate trebuie să mai calculezi, la a doua întrebare câți ani mai ai, răspunsul poate vine un pic mai greu, poate chiar incert, măi nu știu. Pentru că nu e așa, nimeni nu-ți garantează nici măcar ziua de mâine. Iată, s-a mormântat un bărbat, subit a murit, nu s-a așteptat, nu? Frate Ruben, așa am auzit, nu s-a așteptat. Și asta este adevărul, asta este realitatea, că nu știm dacă ziua de mâine este a noastră. Înmormântăm copii ca pastor, înmormântăm adolescenți, înmormântăm oameni tineri, familiști, căsătoriți, proaspeți căsătoriți, înmormântăm oameni în vârstă. Realitatea este că nu știe nimeni câți ani mai are. Dar există unii oameni, și despre el vreau să vorbim, acest personaj în seara aceasta,
ca bogatul acesta din Luca 12, care se crede stăpân pe viața lor, uneori și pe viața altora. Așa că pentru ei întrebarea câți ani mai ai nu prezintă nicio dificultate. Ei știu. Răspunsul bogatului la această întrebare, după ce și-a strâns o impresionantă avere, este cert. El este convins, el știe câți ani mai are. Dar mai bine să lăsăm pe el să vorbească. Haideți să ne întoarcem la text. Versetul 16, dacă vreți să vă întoarceți la text. Țara unui om bogat rodise mult și el se gândea în sinea lui și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, plin de sine, sigur pe viața pe care o trește, îmi voi strica grânalele și voi zidi altele mai mari, da? Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, atenție, 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 suflete, ai multe bunătăți strânse pentru câți ani? Bogatul știa sigur câți ani, nu doar câți ani are, câți ani mai are. El știa sigur că mai are mulți ani. Voi strânge și ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Ați auzit? Bogatul este sigur. Sigur pe el, sigur pe averea pe care o are? Pe cum să nu fie? Doar nu înțelepciunea lui l-a adus la acel statut? Nu descurcărarea lui de balcanică l-a adus în situația asta în care a știut el ce să facă? A știut el cum să planteze? A știut el cum să facă în așa fel încât să-și multiplice averea? A știut să învârte în așa fel toate lucrurile încât să fie memerul pe plus? Și ho, nu era chiar pe plus, era cu mult pe plus, așa spune Biblia, că a trebuit să dărâme ca să facă ceva mai mare. Întrebat bogatul câți ani mai are, răspunsul vine rapid și cert: mulți ani! De acum încolo, mulți ani! Pentru că sufletul acesta trebuie să se bucure mulți ani de acum încolo. Realitatea însă a fost alta. Și despre această realitate vreau să vorbesc în seara aceasta, indiferent că ești bogat sau sărac, că ești tânăr sau în vârstă, că ai un statut social aparte sau ești pur și simplu un nimeni în drum în lumea aceasta, că ai 7 facultăți sau pur și simplu 8 clase sau poate nici 8 clase. Despre realitatea aceasta sumbră vreau să vorbim în seara aceasta, ca măcar din seara aceasta să ne gândim mai serios sau mai în serios la întrebarea câți ani mai am. Realitatea însă a fost alta. Viața l-a luat prin surprindere chiar și pe acest bogat, așa ne spune Biblia. Atât de plin de sine, atât de sigur pe averea lui. Și uitați-vă la el, cât de sigur este el. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Deci, odihnește-te, du-te în vacanță cât mai des dacă se poate, mănâncă tot ce este mai scump, bea și bucură-te, frate. Ce șoc mare! Ce lecție dureroasă primește bogatul înțelept, pardon, nebun. Dar dacă l-aș fi văzut-o pe străzile Negreștelui, n-aș fi zis vreodată că acest om este nebun. Aș fi zis: iată-mă ce bogat, ce om descurcăreț, ce om înțelept, știe să chivenisească bine. Și a făcut calculele și socotelele foarte bine încât este pe plus. Cum să spui despre el că este nebun? Dar vedeți, asta face diferența. Pentru că atunci când privești cu ochii aceștia carnali la astfel de oameni, îi apreciezi, tot respectul pentru ei. Sunt oameni bine puși în societate și n-ai decât cuvinte frumoase despre ei. Însă Dumnezeu când privește din ceruri spune despre astfel de oameni: nebunule! Om fără minte, om care a fost atât de limitat în gândirea ta încât n-ai înțeles că viața ta nu stă în avuții. Și oricine ai fi în seara aceasta aici, că ești la balcon sau nu, că ești aici în față, aceeași întrebare ți-o pun și ție: câți ani mai ai? Și ce ai făcut cu ei? Și ce urmează să faci mai departe? Ce șoc mare, ce lecție! Chiar în noaptea aceasta se fini, gata, s-a terminat. Câți ani, soră dragă, mai ai? Frate scump, câți ani mai ai? Desigur, se pot face niște
calcule rapide, matematice, ai putea spune. Biblia chiar ne dă un reper. Spune în Psalmul 90, dacă nu mă înșel, că cei mai tari trăiesc până la 80 de ani. Nu? Cei tari până la 70 și cei mai tari până la 80 de ani. Să știți că Biblia le cam de dreptate, pentru că conform statisticilor din România, femeile trăiesc, și asta în 2018, poate s-a mai ridicat vârsta, femeile trăiesc în medie până la 79 de ani, pe când bărbații, sărmanii chinuiți de căsnicii, nu neapărat, trăiesc mai puțin, vreo 7 ani mai puțin, cam până la 72 de ani este media bărbaților din România. Deci avea dreptate Moise. Ne încadrăm fix între 70 și 80 de ani. Tari și cei mai tari. Deci dacă ar fi cineva să te întrebe câți ani mai ai, matematic vorbind, ai putea să faci un scurt calcul. 35 până la 80 de ani, mai am și eu maxim 45 de ani, poate un pic mai mult de jumătate din viață. Dar vedeți dumneavoastră, pentru 99,99% dintre oameni, întrebarea câți ani mai ai are un singur răspuns. Nu cel matematic, cel adevărat. Și anume, nu știu. Câți ani mai ai? Știi? Nu știu. Soră, câți ani mai ai? Aha, mult. Știi tu sigur? Nu știu. Nu știu câți ani mai am de trăit, pentru că nimeni nu-mi garantează. Și apropo, vă pun o întrebare. Credeți că ar fi o binecuvântare sau un blestem să știi câți ani mai ai? Ar fi un lucru bun să știi că mai ai de 30 ani, de acum încolo? Ar fi o binecuvântare sau blestem să spună doctorul, vezi că mai ai 2 ani de zile, maxim, un an, 6 luni de zile și atât. Ar fi bine sau ar fi rău? Ce ziceți? Credeți că i-a fost ușor lui Ezechia să știe că mai are maxim 15 ani și fie vorba între noi, cam ultimii 15 ani i-a cam irosit degeaba? Faptul că știi câți mai ai nu garantează că vei sfârși cu bine. Mă întorc la întrebarea, câți ani mai ai? Și dacă răspunsul este unul incert, nu știu, ce ar trebui să facem în seara aceasta? Care este răspunsul meu și al tău, al nostru, la această întrebare, câți ani mai am sau mai ai? Aș vrea să privim la două răspunsuri cu care să plecăm din seara aceasta și sper să fie, încă o dată, să rezoneze această întrebare în mintea noastră, de acum încolo, Doamne, câți ani mai am? Nu știu. Și atunci trebuie să răspund într-un mod care să fie adecvat conform Scripturii. În primul rând, la întrebarea câți ani mai ai, nu știu ce este de făcut, aș vrea să răspundem cu un gând, și anume, conștientizează că viața este scurtă. Indiferent la ce vârstă, etapă ești acum, între acum și viața și moartea ta, mai este un timp foarte, foarte, foarte scurt. Primul gând și primul răspuns la întrebarea câți ani mai ai este acesta. Nu știu, pentru că viața mea este scurtă. E adevărat? Este adevărat, frați și surori? Haideți să privim în Scriptură, dacă nu mă credeți pe mine. Iacov, capitolul 4. Uitați ce spune Biblia. Dacă vrei să mă ajuți. Iacov, capitolul 4, versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți atât de sigur pe voi că mâine, ziua de mâine vă aparține. Uitați ce spune Biblia. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Ce sigur erau pe ei. Vom sta acolo un an de zile, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți, versetul 14, ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră, semnul întrebării, și acum răspunsul. Nu sunteți decât un abur. Ce metaforă frumoasă, ce comparație frumoasă, care ne aduce aminte cât de scurtă este viața, cât stă un abur. Ați văzut când faceți mâncare? Puțin! Atât e viața noastră, atât de scurtă. Nu sunteți decât un abur care se arată cât? Puțin tel și apoi piere. Puh. S-a dus. Câți ani mai ai? Nu știu. Puțin. Uitați ce spune psalmistul David în Psalmul 39. Un înțelept ai putea spune. Psalmul 39, versetul 4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele,
ca să știu cât de trecător sunt. Versetul 5. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o bătaie de inimă. Atât. Îți bate inima și dintr-o dată se oprește. Oricât de bine s-ar ține. Ne spune Iacov, ne spune David, haideți să mergem și mai în spate, la un alt bătrân, la un alt om și mai înțelept. Iov, capitolul 14, versetul 1 și versetul 2. Omul născut din femeie, spunea Iov, bătrân, sătul de zile, supărat pe viață și el, are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Deci avem așa, un abur, o floare, un lat de mâine, o suflare, o umbră. Toate acestea ne vorbesc despre realitatea vieții noastre, dragi frați, dragi surori, dragii mei tineri, dragii mei, oricine sunteți în seara aceasta aici, suntem atât de trecători. Și întrebarea se pune, câți ani mai avem? Răspunsul este, nu știm, și fiindcă nu știm, facem tot posibilul să-i folosim cu cap. Amin? Așa ne spune Biblia. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îmi doresc tare mult în seara aceasta fiecare dintre noi să plecăm de aici mai înțelepți. Când cineva ne mai pune întrebarea câți ani ai, sigur, e ușor să știi răspuns. Dar dacă îți pune cineva întrebarea câți ani mai ai, nu fii atât de sigur. Mai bine întreabă pe Domnul și spune, Doamne, dă-mi înțelepciune să-mi număr bine zilele. Fiecare zi s-o trăiesc doar pentru Tine. La întrebarea câți ani mai ai, mai există un răspuns. Nu știu, dar în fiecare zi fac din Dumnezeu sursa mea de fericire. Dragii mei, asta este ceea ce vreau să plecăm din seara aceasta, din Luca, capitolul 12, asta este esența mesajului meu din seara aceasta, din viața acestui băgat nebun, neînțelept. El n-a știut că mai are puțin și nu era vina lui asta. Vina lui n-a fost că nu știa că mai are puțin. Vina lui, spune Biblia, că el și-a adunat comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Asta a fost vina lui. Și tare mult îmi doresc în seara aceasta să plecăm de aici cu o decizie nouă, proaspătă. Doamne, din seara aceasta nu mai vreau să-mi adun comori pentru mine, nu mai este vorba despre mine, mă lepe de mine, Doamne, și vreau să Te urmez pe Tine. Vreau să-mi iau crucea, vreau să las totul în spate și să mă îmbogățesc față de Tine. Și primul lucru ce trebuie să-l faci, dacă vrei să te bogățești față de Dumnezeu, este primul și cel mai important, este să ai credință în El. Să te încrezi în El. Să lași viața ta de până acum, că e de biserică sau nu, nu contează, că poți să fii pierdut ca fiul cel mare în casă, nu neapărat afară, ca fiul cel mic, să spui, Doamne, gata, m-am săturat cu îmbogățirea față de mine, că nu e vorba despre mine, nu vreau să construiesc imperii pe pământul acesta, pentru că nu știu cui le las. Doamne, vreau să mă îmbogățesc față de Tine. Din seara aceasta promit, mă angajez, fac tot ce ține de mine, să las totul în urma mea. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Da? Rămân, renunț la lume pentru Tine, Doamne. Pentru că realizez, Doamne, că acest bogat s-ar putea și eu să fiu nebun. Poate nu o să fiu bogat, dar nebun pot fi dacă nu-mi strâng averi și comori în împărăția Ta, dacă nu mă îmbogățesc față de Tine. Și primul lucru ce trebuie să facem este să ne asigurăm că relația noastră cu Dumnezeu este una vie, este proaspătă, e personală, nu e a lui mama, nu e a lui tata, nu e a lui bunicu, indiferent cât de înțelept și bun și pocăit a fost, e vorba despre Tine și bogățirea pe care Tu trebuie să o aduni față de Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să privim și dacă veți vedea, Luca, evanghelistul, una dintre temele principale ale Evangheliei după Luca este bogăția. Și o privește atât din perspectivă negativă, bogatul acesta și alt tânăr bogat care refuză, da, accesul la mântuire pentru că iubea tot ce avea. Și apoi în contrast cu alți bogați, precum Zacheu, dacă veți citi
Luca 19, veți vedea că evanghelistul Luca îi pune în contrast pe cei doi. Bogatul care refuză accesul la mântuire, spre deosebire de vameșul Zacheu, care era și el putre de bogat, dar a înțeles Evanghelia. A înțeles chemarea lui Dumnezeu. Zacheu, dă-te jos din copac, că n-a fost doar o invitație așa, cum să vă spun, ospitalieră. Hai că vreau și eu să stau la tine, că n-am unde să dorm. Și nu, Zacheu a înțeles mesajul din spatele acestei invitații și a spus Zacheu, Doamne, nici nu știu ce i-a spus Domnul Iisus Hristos în momentele acelea, dar știu concluzia. Doamne, dacă am greșit față de cineva, dacă am năpăstuit pe cineva, Doamne, mă pocăiesc, renunț la mine, renunț la tot ce am și te urmez pe tine. Și ce îi spune Iisus în versetul 9? Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, că și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragul meu frate, dragă mea soră, te implor, te invit în seara aceasta, nu fi neînțelept, nu crede că viața pe care o ai înainte este una multă sau lungă sau zile multe, pentru că nimeni nu-ți garantează ziua de mâine. Ce poți să-ți garantezi este că dacă tu spui toată credința, toată nădejdea, toată speranța în acest Dumnezeu, viața cu El, cum spunea și Ionuț, cum spunea și Ruben, este mărturia vieții mele, când te întorci la Dumnezeu cu totul, te luminezi de bucurie. Ții minte la 18 ani, înainte să primesc chemarea la slujire, trăiam în Statele Unite cu familie, aveam mașină scumpă, aveam, zic eu, și ceva bănuți în cont și pur și simplu trăiam, aș putea spune din perspectiva această omenească, o tinerețe foarte fericită, dar nu aveam până în ziua în care am avut accidentul, în care am fost ars pe corp și în ziua aceea, țin minte că am spus exact ca autorii Scripturii, ca alții, am zis, Doamne, de astăzi vreau să mă predau ție, vreau să te slujesc cu tot ce sunt. Doamne, nu mai întrebe nimic din lumea aceasta. Și e adevărat că am spus-o atunci la durere, la necaz. Uitasem câteva luni mai târziu despre această promisiune, până când Dumnezeu mi-a adus aminte și chemarea aceasta la slujire mi-a schimbat în definitiv viața. Ce vreau să vă spun este că nu poți să te întorci la o viață când Hristos nu este totul în tine. De aceea vă invit în seara aceasta și este invitația, dacă vreți, serii pentru dumneavoastră, indiferent dacă îl știi pe Dumnezeu de 10 ani sau poate nu cunoști deloc. Haideți în seara aceasta să nu facem ca acest bogat care și-a adunat comor față de el, s-a îmbogățit doar pentru pământ, iar pentru Dumnezeu a fost sărac. Pentru că uitați ce spune Biblia în Apocalipsa și cu asta închei. În Apocalipsa îmi place tare mult ce spune Hristos și avertizarea pe care îi dă chiar bisericii. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi pericolul înșelării. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și versetul 18 dă și soluția. Te sfătuiesc să vii la mine, la Hristos. Invitația în seara aceasta este să venim la El. Mi-ar plăcea tare mult să poate chiar să o cântăm, nu știu exact, e un pic ad hoc, dar să cântăm și această cântare. Un cor îngeresc te cheamă, hai la El, vino la El. Așa cum ești, Doamne, îmi pare rău că am investit prea mult din tot ce am fost, intelectul meu, resursele mele, viața mea, familia mea, tot ce am fost până aici am investit pentru mine, pentru tot ce am clădit. Din seara aceasta, Doamne, mă angajez din nou și din nou și din nou să mă bogățesc față de Tine, pentru că nu uita, asta este chemarea, asta este invitația. Vă mai pun o întrebare, încă o dată întrebarea, câți ani mai ai? Câți ani mai? Răspunsul? Nu știu. Și fiindcă nu știu, două lucruri vreau să fac. Unu, în fiecare zi vreau să conștientizez că viața este atât de scurtă încât nu merită să o investesc pentru nimic în lumea aceasta, ci doar pentru El. Și doi, în fiecare zi să mă cheltui pentru Dumnezeu, pentru că asta este adevărata bogăție. Tot ce investești relațional, în oameni, pentru împărăția Dumnezeu, inclusiv evangelizarea de mâine, de poimâine, toate discuțiile pe care le avea cu toți vecinii tăi, aia înseamnă îmbogățire față de Dumnezeu. Tot ce investești pentru împărăția Lui, te vei întâlni într-o zi cu ele, însă tot ce ai făcut pe pământ va rămâne aici. Deci am doresc tare mult ca plecând de aici să ne punem serios întrebarea, Doamne, dacă nu mai am mult de trăit, cum ar trebui să trăiesc?
și lasă pe Duhul Sfânt să te cerceteze, începând din seara aceasta. Dacă trebuie să schimbi ceva în calendarul vieții tale, schimbă din seara aceasta. Dacă trebuie să-ți reorientezi programul, pentru că în timp ce tu te trezești dimineața, primul lucru ce faci este să te gândești la problemele tale, fără să începi cu Dumnezeu și să te îmbogățești față de El, te invit în seara aceasta să-ți rescrii agenda. Dacă trebuie să-ți schimbi cariera, dacă trebuie să schimbi jobul, că nu mai ajungi la biserică, nu mai ajungi la părtășie, dacă trebuie să faci niște decizii radicale, fă ce a făcut Zacheu. Taie tot! Pentru că în momentul în când te hotărești să-L urmezi pe Iisus, nimic nu mai trebuie să pună stăpânire pe tine. Doar Hristos și împărăția Lui devine centrul vieții tale de la care pornești și devine cu adevărat sursa fericirii tale. Haideți, dacă nu cer prea mult, să invit echipa să cânte această cântare.